Vezi, să arunci ca lumea, mă faci de rușine. Ok, dar ai uitat să pui momeală. E fain? Oh, așa pleacă? Dar iese el. Dacă îl lași liber, nu se duce să iasă de acolo. Că mi-ar părea rău să nu-l prinzi. Oh, shit. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Striper, ce zici după cum se zbate? Ai pus bucățică de pește? Sunt curios cât e de mare, că după cum te ghinui, parcă e mai măricel, nu? Încă o captură babană prinsă de domnul din Medeaș. Hai să vă detaliez mai pe larg despre aceste lacuri în partea de sud a statului Illinois. Vântul bate destul de mult, acolo se petrec tot felul de intemperii ale vremii. Pe perioada verii există chiar și tornade. Din acest motiv, americanii au construit niște centrale, dar și lacuri care au aceea suprafață 2000 de acri, ceva de genul acesta, dar pe mine m-a uimit o chestie. Dacă te afli în apropierea acestora, s-ar putea să nu simți nicio adiere de vânt, dar imediat cum pătrunzi
Pe teritoriul lor parcă se iscă o furtună, abia te ții pe picioare din cauza rafalelor de vânt. Habar n-am cum a putut să fie creată o astfel de situație, dar vântul asigură răcirea apei pentru că centrala folosește această apă pentru a răci reactoarele. Apa este foarte curată, lacurile nu sunt mâloase și peștele are o calitate extraordinară. Așadar, acestea fiind spuse despre aceste lacuri, în perioada de față m-am axat și eu pe aceste pescuite în zonele respective, deoarece râurile încă au o temperatură foarte scăzută și peștele parcă nu s-a trezit din somnolență. Probabil într-o săptămână, două, se va înregistra o schimbare, dar deocamdată am fost doar pe acele lacuri. Am tot spus mereu că nu sunt un pescar de lac, dar în perioada de față răpitorul mușcă destul de mult și ați văzut un pește pe care eu îl îndrăgesc, mai ales din cauza aspectului fizic al acestuia. El se numește Striper, unii spun că este un hibrid ce a fost construit pe suportul altui pește, ce se numește White Bass. Nu știu care este adevărul, dar am mai prins și în trecut un astfel de pește. Îmi place nespus de mult aspectul său, dar are și o carne minunată din punctul meu de vedere, chiar peste cea a șalăului sau a walleye-ului, cum spune iancheul. Așadar, acest pește este unul răpitor și dacă are o dimensiune mai mare, trebuie să te lupți puțin cu el până când îl vei scoate pe mal. Am mai prins și White Bass, numai că trebuie să respecti codul impus de autoritățile care păstorează acel lac. Ești nebun? Ești prost? Nu ai voie să reții o cantitate de pește peste un anumit număr, dar contează mai puțin acest lucru, nu vreau să vă dau date care pe voi nu vă interesează. Cert este că lumea respectă acea legislație, dar dacă cumva o încalci, vei fi pedepsit aspru. Așadar, acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să vă spun să aveți o săptămână minunată în continuare și stați pe aproape că peste 2-3 zile va veni un alt vlog. La revedere!